Dragii mei, pacea Domnului. Ok. Pacea Domnului. Este o mare bucurie că noi am găsit timp să fim împreună ca o familie. Și în această dimineață de sabat, vreau să spun, dragii mei, suntem aproape de acasă. Aproape de cerul și la orice moment trâmbită va suna. Și când va suna, trebuie să știi că trebuie să oprim toate lucrurile pe care noi facem și rămânem cu un singur lucru: haideți acasă. Vreau, dragii mei, lucrurile pe care vrem să medităm în această dimineață, vreau să pun lucrul acesta puțin aici în fața noastră. În anul 1844, ce s-a întâmplat? Spuneți mie. Opa. Ce s-a întâmplat în anul 1844? Mulțumesc. Hristos a intrat în locul sfânt al sfintelor în cartea, noi găsim aceasta din cartea lui Daniel, capitol 8, versetul 14 și Daniel, capitol 9, versetul 23 până la 27. Ok? Atunci asta este când Hristos a intrat în locul sfânt al sfintelor și a început ce este numit judecata de cercetare. Cu alte cuvinte, de aici până aici, judecata de cercetare. Judecata de cercetare. Vreau numai să pune lucrul acesta să fie mai ușor. Judecata de cercetare. Atunci, în fața noastră, există cea mai mare luptă, zguduirea pentru biserica aceasta. Aceasta este numit legea dominicală, care este foarte aproape. Găsim aceasta în cartea lui Maranata, pagina 164, unde este scris aceasta că chipul fiară va fi format înainte de închiderea arul, deoarece aceasta este, va fi un test pentru poporul lui Dumnezeu, pe care va fi hotărât destinul lor. Aceasta va fi test. Și este scris că la același pagina, este scris că aceasta va fi un test pentru poporul lui Dumnezeu pe care ei trebuie să aibă înainte de a fi sigilat. Următorul este sigilul lui Dumnezeu. Mai departe, în Matei volum 5, pagina 214, este scris așa că nimeni nu va primi sigilul lui Dumnezeu atât timp când caracterul lor au spârșitura sau pata pe ele. Noi este lăsat remedierea ai caracterului noastră și după aceea noi vom primi ploia terzie, cum și ucenicii a primit ploia timpurie în ziua cincizecime. Sunteți împreună cu mine. Amin? Ok, după ploia terzie vine marea strigare. Dar marea strigare este marea strigare pentru cei care sunt în Babilon. Sunteți împreună cu mine. Amin? Sau am rămas singur? Ok. Marea strigare este pentru oameni care sunt din Babilon. Babilon seamnă biserica catolic plus protestanți cazute. Protestanți cazute. De ce? Pentru că au continuat să merge mai jos, mai jos și a lăsat Biblia ca să nu mai fie, cum se zice, ghidul lor. De aia, ei intră în același categorie. Dar Dumnezeu, înainte să închide harul, El trebuie să face ultima apel. Și atunci găsim în cartea lui Apocalipsa, capitolul 18, de la versetul 4, unde Biblia spune, în Apocalipsa 18, versetul 4, putem să citim aceasta, pentru că am vrut numai noi să înțelegem această structură, să fie mult mai ușor pentru noi să înțelegem această mesaj pe care noi avem. Uh-huh. Apoi am auzit un alt înger, un alt glas, care ieșea, aha, care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și, aha, să nu fiți loviți cu urgiile ei. Mulțumesc! Un înger a strigat și a zis: ieșiți din Babilon. Cine? Spuneți mie. Poporul meu. Seamnă aici
încă există poporul lui Dumnezeu în biserica romano-catolic și în bisericile protestanți cazute. Încă există poporul lui Dumnezeu. De aia Dumnezeu trebuie să face ultima apel și să spune: ieșiți din Babilon, poporul meu. În același timp avem biserica aceasta care nu este Babilon. Vreau noi să înțelegem lucrul acesta. Biserica aceasta nu este și nu va fi Babilon. De ce? Pentru că dacă biserica aceasta era Babilon, atunci cine o să face marea strigare? Trebuie să fii foarte clar. Atunci, în această timp, trebuie să știm. Când marea strigare va fi făcut, oamenii o să iese din Babilon, o să intre în biserica lui Dumnezeu și cei care sunt din biserica, care nu a fost curățat prin ascultare de adevărul, atunci iese afară și intră în Babilon. Atunci biserica lui Dumnezeu va fi cum? Curățat, va fi curat. Până aici. Până aici. Aici este închiderea harului. Până la închiderea harului, biserica lui Dumnezeu este amestecat greu și neghina. Cu alte cuvinte, avem și buni și răi, dar moment când am trecut la închiderea harului, o să rămâne doar biserica curată, fără pată, fără zbrăcitura, fără nicio altă lucruri. Dar în același perioadă, este perioada pe care oamenii alege a cui ei vor fi în această perioadă. Cu alte cuvinte, legea dominicală, sigilul lui Dumnezeu, pleacă târziu, marea strigare. În această perioadă, poporul lui Dumnezeu trebuie să fie deja ei curat ca să ajunge aici la închiderea harului. Vreau noi să înțelegem, dragii mei, de aia noi ca adventiști de ziua 7 avem mesaj despre sanctuari pe care alte biserici nu au. Mesaj despre sanctuari vorbesc despre Hristos în locul sfânt al sfintelor și lucrarea lui este acum se termină lucrarea de a mijloci pentru poporul lui Dumnezeu și după aceea el o să strigă: s-a sfârșit, am ajuns la ștergere ai păcatele. Hai să citim în Apocalipsa capitolul 3 versetul 19. Fapte Apostol capitolul 3 versetul 19. Uitați cum este scris, și 20. Da. Pocăiți-vă dar, da, și întoarceți-vă la Dumnezeu, da, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să fiți șters păcatele, ca să vină de la Dumnezeu vremurile de înviorare, în vremurile de înviorare, și să trimită pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Mulțumesc! Când este vremurile de înviorare? Urmăriți-mă cu mare atenție, vreau să citesc aceasta în scriere timpurie, pagina 71. Scriere timpurie, pagina 71. Întrebarea este: când va fi această... Ok, uitați cum este scris aici. Am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară. Aha. Și așteptau timpurile de înviorare, da, și pe cel al ploii târzii, da, care să-i facă în stare să stea în picioare în ziua Domnului. Ok, în primul rând, ascultați cu mare atenție. Timp de înviorare ai ploia târzii. Nu știu dacă m-ați înțeles lucrul acesta. Cu alte cuvinte, timpul de înviorare pe care noi am citit în Fapte Apostol, capitolul 3, versetul 19 cu 20, aceasta este timp de înviorare, este timp de ploia târzii. În această timp de ploia târzii, marea strigare, până noi o să ajungem la închiderea harului, vreau noi să înțelegem, dragii mei, aceasta va fi ultima, cum se zice, lucrarea lui Hristos de a termina să șterge păcatele al lui fiecare persoană care a maturisit și a parasit păcatele. Nu știu dacă m-ați înțeles. Este clar aceasta? Atunci, haideți mai departe. Unii au spus, știi ce? Acum pot să rămână cu păcatele mele. La timpul de înviorare, ai ploia târzie, atunci eu va fi curățat, va fi, cum se zice, sfânt, atunci păcatele mele nu va mai fi, atunci eu va fi corect. Dar ce spune să vă, Domnule? Haideți! O, pe cât de mulți i-am văzut în timpul strâmtorerii neacoperit. Neacoperit! Ei neglijaseră pregătirea necesară. Din această pricină, ei nu au putut primi înviorarea pe care toți trebuie să o aibă ca să poată fi pregătiți să trăiască în fața lui Dumnezeu sfânt. Mulțumesc! Uitați, dragii mei, toți trebuie să avem ploia târzie. Toți! Dar întrebare, toți vom avea?
Alo, spuneți mie, toți vom avea? Da sau nu? Nu! Dar toți trebuie să avem ploaia târziu. Dar problema este aceasta. Dacă noi toți trebuie să avem, și mulți oameni neglijează această timp de pregătire și ei cred, o lasă că nu acum, la ploaia târziu, atunci eu, caracterul meu va fi bun. Este scris, ce mulți oameni pe care a fost văzut, pentru că după închiderea harului vine cele 7 plagi. Și după cele 7 plagi vine a doua venire a lui Hristos. Uitați, dragii mei, am dat lucrurile acestea să fie foarte clar în mintea noastră. Am spus, 1844, aceasta este timp de, cum se zice, Hristos a intrat în locul Sfânt a Sfintelor, judecată de cercetare, după aceea testul pentru poporul lui Dumnezeu, legea dominicală, după aceea primim sigilul lui Dumnezeu, amin, dragii mei, și după sigilul lui Dumnezeu, primim ploaia târziu, după ploaia târziu, marea strigare, închiderea harului, cele 7 plagi. Cine a înțeles pe mine până acum? Mulțumesc! Atunci, în această timp, întrebarea este, când este timpul nostru de pregătire? Mulțumesc! Timpul nostru de pregătire este acum. Urmăriți-mă acum, atenția! Hai să citim! Aha! Cei care refuză să fie modelați de către profeți, da, și nu reușesc să își curețe sufletele ascultând de tot adevărul. De tot adevărul. Nu contează adevărul. Adevărul acesta pot să fie adevărul biblic, adevărul din spiritul profetic, pentru că noi suntem biserica care crede în Biblia și mărturia lui Hristos. Apocalipsa capitolul 12, versetul 17. Sunteți de acord cu mine? Amin? Amin vostru este foarte slab. Amin? Ok. De ce? Pentru că Apocalipsa 12 cu 17, Biblia spune, și balaurul mâniat pe femeie și s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Țin mărturia lui Iisus Hristos, Apocalipsa 19 cu 10. Uitați, dragii mei, aceasta este biserica lui Dumnezeu. Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Pe care eu pot să vorbesc cu voi în această timp este pentru că eu știu biserica aceasta este biserica adevărată. Amin? Nu numai aceasta, este biserica rămășiță. Nu numai aceasta, este biserica pe care Dumnezeu trebuie să termine lucrarea lui cu această biserică. Și atunci am descoperit că balaurul satana s-a mâniat pe femeia, a mers să face război cu cei care au, cum se zice, credința lui Iisus, mă scuzați, cei care păzește poruncile lui Dumnezeu și au mărturie lui Iisus. Și Biblia spune, Apocalipsa 19 cu 10, cum este scris? Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Da. Dar el mi-a zis, da, ferește-te să faci una ca aceasta. Da. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Da. Lui Dumnezeu închină-te. Și? Căci mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Mulțumesc! Mărturia lui Iisus Hristos este duhul prorociei. Cu alte cuvinte, în primul rând, ultima biserică trebuie să aibă cele 10 porunci. Dar ce trebuie să aibă proroc în mijlocul lor? Duhul prorociei nu neapărat seamnă doar Ellen White. Duhul prorociei a fost și în Isaia, a fost și în Ieremia. M-ați înțeles, dragii mei? Pentru că în cartea lui Isaia, capitolul 8, versetul 20, ascultați cu mare atenție, trebuie să știm poziția noastră ca biserică și tu trebuie să știi de ce este adventist de ziua șaptea. Ce tu trebuie să crezi? Uitați cum este scris. Aha. La lege și la mărturie. Dacă? Căci dacă nu vor vorbi așa, atunci nu vor mai răsări zorile pentru poporul acest. Mulțumesc! Dacă ei nu vor vorbi de la legea și la mărturie, seamnă ei nu au lumină în ei. Pentru că există multe tamtam astăzi. Vreau noi să înțelegem, dragi mei, există multe tamtam unde oamenii spun, noi nu mai credem în spiritul profetic. Nu vorbesc despre neadventist, vorbesc despre adventist de ziua șaptea. Și ei spun, noi nu mai credem. De ce? Pentru că, nu știu, pentru că este femeie. Ascultați cu mare atenție. În Biblia există proroci care au fost femei. Amin? Debora? Nu numai aceasta. Ana? Din Nou Testament, fetele lui,
Filip, toată aceasta a fost femeile. Și întrebarea este, Dumnezeu a greșit undeva? Răspunsul este nu. Unii spuneau, atunci de ce biserica aceasta are proroci? Pentru că este biblic. Ascultați-mă, dragii mei, am spus în timpul trecut, biserica Rămășiță, uitați, are, cum se zice, trebuie, în primul rând, biserica trece prin timp de strâmtorare, care s-a întâmplat în anul 538 până la anul 1798. Voi știți de lucrul acesta, da? Unde este scris 1260 de ani. Sunteți împreună cu mine, da? Și când s-a terminat, în anul 1798, este scris, urmăriți-mă cu mare atenție, după aceea vine biserica Rămășiță. Biserica Rămășiță apare când Biblia este deja terminată să fie scris. Și când biserica Rămășiță apare, are două lucrurile distincte. Una crede în cele 10 porunci, contrar cu toate celelalte biserici care crede în 9 porunci. Ei păzește toate cele 10 porunci, nu numai aceasta. A doilea lucru este, există proroc în mijlocul lor. De aia, dragii mei, în biserica aceasta există proroc cu numele Ellen White. El, Ellen White a fost condus de Dumnezeu să poată să ajute biserica aceasta să rămână înapoi la Biblie. Ellen White nu a dus lumina nouă. Ellen White a produs încă o dată lumina care poate să aduce pe noi înapoi încă o dată în la Biblie. Când citim în cartea lui Matei, volumul 6, în pagina 663 până la 665, este scris așa, fratele R, o să dea la oameni în confuzie, încercând să spune că mărturie lui Hristos este un adevărul care este adăugat. Prin aceasta o să conduce pe oameni la o eroare. Pentru că Biblia are suficient informația pentru cineva să trăiesc prin lumina aceasta. Amin, dragii mei. Asta este Ellen White care scrie lucrul acesta. Dar există alți oameni care cred că ei trăiește după Biblia, când de fapt ei stă contrari ce este scris în Biblia. Și datorită aceasta, ca să lasă pe oameni fără nicio scuze, Dumnezeu a trimis mărturiile ca să poată să conduce pe oamenii înapoi la Biblia pe care ei au neglijat. Nu știu dacă m-ați înțeles aceasta. E clar? Cu alte cuvinte, mărturia lui Hristos, scrierea lui Ellen White, aduce pe noi înapoi la Biblie. Și unii spune, a, frate, eu nu-mi place spiritul profetic, lasă pe mine cu Biblia. Ascultați cu mare atenție, eu spune, rămâne cu Biblia. Dar în ziua când eu o să vede că interpretarea al tău este diferit de interpretare ai spiritul profetic, atunci am semne de întrebare, nu la Ellen White, dar la tine. Ok, nu m-ați înțeles, fratele meu, haideți aici. El nu îi place spiritul profetic. A, nu am zis așa este, cum se zice. Am zis, hai, presupunem. El nu îi place spiritul profetic. Când el nu îi place spiritul profetic, și eu îmi place, atunci când noi discutăm, noi spunem, aha, frate, tu vrei Biblia? Da, te rog, explice la mine Apocalipsa, capitol 10. Și când el o să începe să interpreteze, vreau să spun așa, dragii mei, în 2016 există o grupare care a început să spune, octombrie 2016 vine Domnul Iisus Hristos. Și a folosit Apocalipsa capitol 10 și Apocalipsa capitol 10, versetul 5 și versetul 6. Știi ce s-a întâmplat? Înainte să vină data pe care ei a spus, am predicat altă predică, o să găsiți, este pe internet. Când am predicat și am zis, așa ceva ni se va întâmpla. Ei s-au supărat pe mine foarte, s-au supărat foc. Cum adică, fratele Godfrey, să vorbesc lucrul acesta? Știi de ce? Pentru că eu am studiat și spiritul profetic. Și spiritul profetic, interpretarea lor era diferit de interpretarea de spiritul profetic. Și în momentul când am uitat la lucrurile acestea, am zis, opa, oamenii aceștia deja sunt greșiți. Și atunci am predicat cu curaj. De ce? Pentru că eu știu spiritul profetic conduce pe noi înapoi la ce? La Biblia. M-ați înțeles aceasta? Atunci moment când el, care nu iubește spiritul profetic, o să începe să vorbește lucruri care sunt contra spiritul profetic, atunci am doi oameni în ghilimele inspirat.
Ellen White inspirat și el inspirat. Pentru că amândoi interpretează Biblia. M-ați înțeles aceasta? Atunci, dacă Ellen White spune ceva și el spune ceva care este contrari ce ea a făcut, pentru că ea a fost condus de Duhul Sfânt și noi am verificat să vede dacă era proroc lui Dumnezeu cu testele biblici la legea și la mărturie. Ellen White a păzit sabatul, Ellen White a păzit toate cele 10 porunci, Ellen White a avut, cum se zice, pentru că Biblia spune Matei 7, 16, prin roadele vei cunoaște. Amin? Poți să știi pe persoana prin roadele lui. Și roadele de viața ei a fost foarte curat. Nu numai aceasta. Ellen White nu contrazice nici pe Ieremia, nici pe Isaia, nici pe niciun proroc. Atunci eu trebuie să știu că aceasta a fost testat. Dar el încă nu este testat. Și are învățătura lui care sunt contra aceasta proroc care a fost testat. Atunci eu am semne de întrebare la el. Nu știu dacă m-ați înțeles. Dacă cineva spune nu vreau, ca Adventist de ziua șapte, care spune eu nu vreau spiritul profetic, următorul lucru este: vreau să aud de interpretarea al tău Daniel capitol 7, interpretez Daniel Apocalipsa 13, interpretez 1260 de zile, interpretez. Sau moment când el o să începe să vorbește, vreau să vede dacă el intră în același șină pe care Ellen White are. Pentru că ea a fost condus de Duhul Sfânt, Ieremia a fost condus de Duhul Sfânt. Acum vreau să vede dacă și el este condus de Duhul Sfânt. Pentru că trebuie să aibă același, cum se zice, șină cu aceasta, același linia cu aceasta proroci care sunt deja testat. Cine a înțeles pe mine? Vreau noi să înțelegem, dragii mei, asta se, mulțumesc foarte mult, să nu fiți păcălit de cineva care spune, acum eu sunt Adventist de ziua șaptea, dar noi deja am aruncat spiritul profetic. Ascultați, există alți oameni care au ridicat asta, care spune, Duhul Sfânt nu este persoana, să nu credeți, pentru că pionier nu credea această lucru. Să nu fiți păcălit. Puneți întrebare, ce spune sora White? Pentru că sora White scrie foarte clar, Duhul Sfânt este o persoană, cum Dumnezeu este o persoană și El propășește în această loc. Amin, dragii mei. Vreau noi să înțelegem lucrul acesta. Dacă nu ai spiritul profetic, ca Adventist de ziua șapte, tu ești mort. Există alți oameni care spune, uitați, acum, în data cu tare, cu tare, o să trece timpul cu tare, cu tare. Atunci, după ce va veni legea dominicală, ea îi spune, știi ce, o să trece 3 ani și jumătate, o să trece câteva luni, cumva, ea îi spune, se pune datele și lucrurile acestea. Eu care studiez în spiritul profetic, eu spune fals. Pentru că după închidere, ai profeția cel mai mare, 2300, s-a terminat 1844. Când s-a terminat aceasta, nu va mai fi încă o dată alta profeție legat de timp. Amin, dragii mei, amin? Dacă tu vrei să stai pentru adevărul, trebuie să aibă spiritul profetic lângă tine. Mai multe ori oameni nu-i place spiritul profetic. Știți de ce? Pentru că spune trebuie să fii îmbrăcat așa și trebuie să mănâncă așa. De aia ei spune, eu nu-mi place spiritul profetic. Ascultați cu mare atenție. Moment când tu ai ascultat spiritul profetic, există multe avantaje pe care tu ai ca Adventist de ziua șapte. Ai știut că, dragii mei, dacă noi am ascultat spiritul profetic, vreau să spun așa, am trebuit să fii departe de cunoaștere pe care lumea are astăzi. În educație am trebuit să fii primii. În sănătate am trebuit să fii primii. În evangelizare am trebuit să fii primii. De ce? Pentru că lucrurile acestea sunt foarte clar arătate din spiritul profetic. Și datorită faptului că am lăsat anumit lucru în spiritul profetic, la mâncare am spus, ce să fac? Pentru că încă eu vreau carne al meu și vreau și cafea al meu și atunci, în același timp eu merg la Dumnezeu să spun, Doamne ajută-mă. Și Dumnezeu spune, știi ce? Vreau și eu să te ajute, dar nu am cum să te ajut. Pentru că tu nu ai ascultat de mine. Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Este o pagubă foarte mare. Avem aici, în fața noastră, lucruri care pot să ne ajute pe noi să putem să trăim viața curată. Nu numai aceasta. Să fii sănătos acum.
Și în această timp noi se maturăm, este ca și cum cineva știe că există doctora aceasta care pot să ajute la el, la boala lui. Și el lovește în doctora aceasta și spune, nu am nevoie de tine, dar am nevoie de sănătate. Ce au să zice despre omul aceasta? Ceva nu merge. Biserica aceasta, vreau să spune, dragii mei, este biserica care este dotat cu toate lucrurile. Problemele pe care noi avem în biserici, știi care este problema? Am uitat ce este scris în spiritul profetic. În spiritul profetic este scris foarte clar cu privire la comportamentul nostru la biserică. Astăzi sună telefon mereu, mereu la biserica aceasta. Nu la neadventist, dar la adventist. Alo? Nu m-ați înțeles. Sună telefon mereu, mereu la adventist, nu la neadventist. Și se pune întrebări, dar nu ai citit Maturii, volumul 1, care spune, pagina 491 până la pagina 500, unde este scris, uneori tineri și tinerele au așa lipsa de respect în casa de Dumnezeu, în așa fel că ei continuă să vorbesc una cu celălaltă în timp de predică. Astăzi, oamenii la biserică vorbesc una cu celălaltă în timp predică. Problema este, nu au luat spiritul profetic cum este. Vreau noi să înțelegem, dragii mei, dorința lui Dumnezeu este aceasta. Pentru noi, aici, la marea strigare, la ploaia târzie, caracterul nostru trebuie să fie deja curat. Tineri, merge și se joacă cu alte tineri. Când vorbesc despre joaca aia, vorbesc despre ei merge, sunt îndrăgostit cu alți oameni din afara biserică, nu numai aceasta. Ei merge și se atinge una pe cealaltă și se culcă în același timp când spiritul profetic spune foarte clar. Când un băiat, chiar predicator ca mine, o să vine și să sarute pe tine la timp nepotrivit, tu trebuie să evite aceasta ca și cum este lepra. Amin, dragii mei? Amin. Dumnezeu spune lucrurile acestea pentru că a știut, este important pentru biserica noastră. Tinerul ar trebui să crește astăzi. Fiind oameni care sunt biritori asupra simțurile lor, nu există ca acum hormonile aceasta sunt matulbure. Nu! Hormonile trebuie să fie sub control, ai conștiință judecată și rațiune. Amin, dragii mei? Nu hormon. Părinți, dacă folosea spiritul profetic, nu putea să lasă pe copiii noștri perecă, 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 perecă la munți. Unde ai explicat? La munți. Pentru ce? Dacă noi urmărea spiritul profetic, putea să spune unde sunt copiii noștri și noi suntem acolo. Părinți nu putea să lasă pe copii. Asta s-a ajuns la timp pe care părinți ajunge la biserica și la biserica cu copii. Lua și jucărie, bum, aruncă în fața copilor și se lasă pe copii să joacă jucăriile la biserică. Când va fi mare, joacă cu telefon la biserică. Problema, am uitat spiritul profetic. Îmbrăcăminte, am ajuns la timp pe care, știi ce, ascultați cu mare atenție, am ajuns la timp pe care fetele îmbrăcat cu fuste așa de scurtă vine și se stă în fața amvon și stă acolo, pune picioare, alta picioare asupra cealaltă picioare. Ce să facem? Problema este pentru că am uitat despre cum este scris în spiritul profetic. La legea și la maturie. Amin, dragii mei? Amin? La legea și la maturie. Dacă nu vorbesc după lucrurile acestea, înseamnă nu există lumina în ei. Atunci, biserica noastră, unde noi suntem, dragii mei, suntem dat timp pentru noi să fim pregătit. Timp de probă. Și timp de probă aceasta, în curând, Dumnezeu va spune, s-a sfârșit. Dragii mei, în dimineața aceasta vreau să spun așa. Ploaia târzie este dat de oamenii care au primit sigila lui Dumnezeu. Și oamenii care au primit sigilul lui Dumnezeu sunt oamenii care au spus nu la legea dominicală. Pentru ei se spune nu la legea dominicală. Ei, în această timp, sunt curățat prin prezența lui Dumnezeu. Amin, dragii mei. Ei merge înaintea lui Dumnezeu să spune, Doamne, curăță-mă, iartă-mă, să nu îngadiu pe mine, să rămâne cu păcatele mele. Vreau să spun, dragii mei, Dumnezeu cere astăzi curăția ai inimile noastre, curăția ai viețile noastre. Numai atunci putem să primim ploaia târzie. În curând, foarte curând, nu știu când judecata o să trece
de la cei morți și l-a mers la cei vii. Și când a ajuns la cei vii, asta va fi ultima. Și Maturii, volum 5, pagina 525-526, și Maturii, volum 6, pagina 130, este scris că după legea dominicală, în ziul de timp de legea dominicală, atunci vine judecata celor vii. Și când va veni judecata celor vii, vreau noi să înțelegem, dragii mei, asta va fi ultima. Moment când Dumnezeu o să trece pe la numele altău, ori tu primești semnul fiară, ori tu primești sigilul lui Dumnezeu. Vreau să spun, dragii mei, acum noi discutăm, dar atunci nimeni nu o să discute cu tine. Domnul să ne ajute. Amin, dragii mei. Acum a rămas puțin timp. Hai să ne pregătim să intrăm în împărăția celor. De aia, predicarea noastră trebuie să fim totdeauna legat de biruință asupra păcatului prin Iisus Hristos. Amin, dragii mei. Fără Hristos nu putem să facem nimic. O întrebare, dragii mei, cine a înțeles ceva în dimineața aceasta? A doua întrebare, cine cred că ce noi am învățat este adevărul? A treia și ultima întrebare, cine vrea să spună, Doamne, ajută-mă, eu vreau să fii un adventist de ziua șaptea, autentic, în generația aceasta. Eu sunt unul împreună cu voi. Hai să genuncăm pentru rugăciune. Cerem 3-4 oameni să înalță rugăciune. Hai să genuncăm pentru rugăciune. Tatăl nostru care este în cer, îți mulțumim, Doamne, pentru dimineața aceasta, mulțumim pentru timp pe care Tu ne-ai dat. Te rog, Doamne, vreau să cere în această dimineață. Noi să nu fi doar ascultători ai cuvântului al Tău, dar împlinitori ai cuvântului. Cerem în dimineața aceasta, Doamne, ca fiecare dintre noi să trăim după cum este scris în Biblia și Spiritul Profetic. Te rog, Doamne, dă-ne nouă să noi să prețuim această darul pe care Tu ne-ai dat în biserica aceasta. Nu există altă biserică care are această darul și după ce noi am studiat cărțile de sănătate scris de Ellen White, cărțile de educație scris de ea, despre familie, despre lucruri care se întâmplă în minte. Te rog, Doamne, dă-ne nouă această gândire și atitudine pe care va face pe noi să spunem vrem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Te rog, Doamne, Tu ai spus în cuvântul Tău, cercetați toate lucrurile și să rămânem la adevărul. Vrem, Doamne, ca noi să cercetăm și să rămânem la adevărul. Dar adevărul acesta să nu rămâne în curte de afară, dar adevărul acesta să intră înăuntru în inimile noastre, ca noi să putem să trăim pentru Tine. Te rog, Doamne, să nu îngaduie pe noi să rămânem cum noi vrem, dar vrem să rămânem cum Tu vrei. În numele lui Iisus Te-am rugat și îți mulțumim. Amen.